Mâine în țară cerul va fi noros și va ploua, iar în nordul țării izolat pot cădea și precipitații sub formă de ninsoare. La Briceni vor fi 7 grade Celsius, iar la Soroca cu unul mai mult. La Bălți se vor înregistra 9 grade, la Orhei meteorologii prognozează 12 grade, la Tiraspol termometrele vor indica până la 16 grade, iar la Leova se anunță 17 grade Celsius. La Comrat și Cahul maxima va fi de 18 grade. Mâine, în capitală, cerul va fi noros și va ploua. Ziua se așteaptă 15 grade, iar noaptea 5. În următoarele zile, termometrele vor arăta până la 24 de grade ziua. Noaptea se așteaptă temperaturi între minus 4 și 7 grade Celsius. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid, termometrele vor arăta 19 grade, iar la Paris 14. La Berlin vor fi 12 grade, iar la Londra cu un grad mai mult. La Roma va ploua și se vor înregistra 19 grade Celsius. La Viena maxima va fi de 10 grade. 12 grade se așteaptă la Budapesta, iar la Belgrad cu 2 grade mai mult. La Praga și Varșovia, meteorologii prognozează 10 grade Celsius. La București și Atena se va încălzi până la 22 de grade. La Kiev va ploua și vor fi 7 grade, iar la Moscova se vor înregistra 11 grade Celsius. 19 grade vor fi în capitala Turciei.